S-a dezlănțuit iadul la casa parohială din comuna Băcăoană, Nicolae Bălcescu. De dimineață, flăcările au cuprins clădirea. Vâlvătaia a mistuit acoperișul și a afectat mai multe anexe. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Aici a fost rai. Un rai care în câteva minute s-a transformat în iad. S-a văzut cum, după care au ieșit flăcări. Mari, s-a plătut, face ceva de către... Nu. Mai întâi s-au războit cu flăcările sătenii. Aici ar trebui o găleată. Aici, pe gol. Am început cu găleți, cu futuri, cu ce am apucat. N-ați putut dovedi flacă? Nu s-a putut dovedi, că erau flăcările foarte dense și fumul foarte dens și necăcios. Au venit apoi 4 autospeciale ale pompierilor, iar lupta cu flăcările n-a fost deloc ușoară. Băi, Dani, dă drumul la apătul de acolo, Marius! Ce l-a fost intervenția datorită faptului și a necesității mari de materiale combustibile, lemn în stivă, în brac, textile, suprafața mare incendiată. Vedere, butelii prin sus pentru aragazul, partea din stânga pardon, erau flori, seara de flori. În plus, flăcările se puteau extinde și la biserica din apropiere. De la ce credeți că ai zbunit? De la bucătărie, 100%. Pierderi materiale s-au înregistrat, vedeți și dumneavoastră, în proporție de 90%. Dumnezeu nu bate cu parul. Paguba se ridică la 20.000 de lei. Dacă vă teme-